mesaj din partea profesorului doctor universitar Vasile Talpoș, care a fost rectorul Institutului preț de 22 de ani. Ca unul care, prin harul lui Dumnezeu, am avut parte să-mi petrec mulți ani din viață în cadrul acestei instituții binecuvântate, respectiv 4 ani ca seminarist al Seminarului Teologic Baptist din București, 2 ani ca director al aceluiași seminar și 22 ca primul rector începând cu anul 1990, când am organizat ridicarea seminarului la nivel universitar ca Institut Teologic Baptist din București, cât și profesor aproape timp de 40 de ani, atât în cadrul seminarului, cât și în cadrul institutului și în cadrul Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea din București, aparținătoare totodată și institutului, ca decan timp de aproape 10 ani și până în prezent conducător de doctorate în cadrul universității, am deosebită bucurie ca acum, cu ocazia jubileului de 100 de ani, de la începuturile modeste a acestei strălucitoare alma mater, de astăzi să prezint o sumară imagine metaforică a acestei binecuvântate instituții. Acum, la jubileul de 100 de ani, de la primele începuturi a acestei minunate instituții, privind de-a lungul anilor, se pot observa cu certitudine că Dumnezeu i-a așezat pe creștetul acestei alme mater a educației teologice baptiste din România o cunună de glorie spre slava lui Dumnezeu, cunună împodobită cu sfinte buchete ale Harului Divin revărsat din belșug asupra acestei instituții și a lucrării ce a încredințat-o Dumnezeu de-a lungul secolului. Având în vedere toate lucrurile acestea, consider că la momentul începutului de nou secol, privind la minunatul fel în care Dumnezeu a împodobit pe alma mater a educației teologice baptiste din București, se cuvine să-i facem respectuoasa urare. Domnul să fie slăvit și să ne trăiești și să continui să înflorești, iubită noastră alma mater a educației teologice baptiste din București. Facă Domnul Dumnezeu ca și în cel de-al doilea secol de viață să te bucuri de modul în care Domnul va lucra mai departe în tine și prin tine. Să te binecuvinteze Dumnezeu mai departe cu excelentele calificative cu care te-a înzestrat la sfârșitul veacului trecut și să îți dea har și putere în continuarea acestei minunate lucrări a educației teologice baptiste din România. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți absolvenții și slujitorii pregătiți în această instituție cu credincioșie în slujirile în care Dumnezeu i-a chemat pe fiecare, acum răspândiți în toată lumea și în toată țara și în multe alte țări. Dumnezeu să binecuvinteze toate cadrele profesorale bine pregătite care slujesc în prezent cu credincioșie în acest proces de educație teologică, cu aleasă prețuire, profesor universitar dr. Vasile Talpoș. Din partea Institutului Teologic Pentecostal din București, dorim să vă adresăm felicitările noastre cu ocazia împlinirii unui secol de existență a Institutului Teologic Baptist. Existența acestui institut a fost o binecuvântare pentru numeroase generații de slujitori care au slujit cu dedicare și pasiune în bisericile baptiste din România și diaspora. Știm că de-a lungul anilor ați întâmpinat multe momente de cumpănă, dar această aniversare este dovada faptului că Dumnezeu v-a însoțit, v-a întărit și v-a binecuvântat cu oameni fermi în credință, care au lucrat neobosit pentru a duce mai departe lucrarea Institutului Teologic Baptist. Ne bucurăm de acest eveniment frumos din viața școlii pe care o conduceți și dorim ca și în anii următori să continuați cu încredere și entuziasm să pregătiți slujitori pentru bisericile baptiste din România. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu toate resursele de care aveți nevoie, să vă dea har și putere în a fi o mărturie a credincioșiei și măreției lui Dumnezeu, cel care a purtat Institutul Teologic Baptist prin anii grei ai comunismului și nu numai, și care dorește să vă poarte și în anii următori. Cu apreciere pentru slujirea pe care o faceți pentru învățământul teologic din România, rector, pastor, lector universitar, dr. Ioan Brie. Din partea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie, Timoteus, din București.
Cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de existență a Institutului Teologic Baptist din București, vă urăm la mulți ani în slujba lui Dumnezeu și a educației universitare evanghelice din România și diaspora. Institutul Teologic Baptist din București, de aici încolo ITBB, a fost un deschizător de drumuri în educația evanghelică academică din România, ajutând și bisericile creștine după Evanghelie prin formarea de slujitori și mai ales prin contribuția la dezvoltarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus din București, de la înființarea acestuia în anul 1992 și până în prezent. Suntem recunoscători profesorului universitar dr. Vasile Talpoș, profesor emerit al Universității din București, pentru sprijinul constant pe care l-a acordat împreună cu întreg personalul didactic al ITBB în primii ani de existență ai ITT. Apoi, prin Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase din cadrul Universității din București, ITBB a contribuit la formarea cadrelor didactice ale ITT, care și-au putut astfel completa studiile prin obținerea doctoratului în teologie. Eu însumi sunt unul dintre beneficiarii acestor studii doctorale și sunt profund recunoscător domnului profesor universitar dr. Vasile Talpoș, care mi-a fost conducător științific. Un alt domeniu în care învățământul teologic baptist din București a sprijinit Institutul Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus este susținerea examenului de licență prin Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității din București. Suntem recunoscători domnului decan al FTB, al Facultății de Teologie Baptistă, profesor universitar dr. Odniel Ioan Bunaciu și întregului personal didactic pentru examinarea absolvenților ITT și pentru îndrumarea noastră în actul educațional. De asemenea, mulți absolvenți ai ITT și-au continuat studiile teologice în programul de master oferit de către FTB. Domnule rector, conferențiar universitar Daniel Mariș, suntem recunoscători ITBB pentru modul în care ne-ați îndrumat în actul educațional și pentru colaborarea rodnică pe care o avem în cercetarea teologică, contribuind astfel la dezvoltarea spirituală și culturală a poporului român. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să continuați cu același succes activitatea didactică și de cercetare ca în primul centenar de existență al ITBB, știind că făgăduința din Țefania 3:17 se aplică și pentru institutul pe care îl conduceți. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Cu aleasă prețuire, rector, conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu. Mesaj din partea rectorului Universității Emanuel din Oradea. Datorită faptului că plecarea mea din țară a fost planificată cu mult timp înainte de a primi invitația la evenimentul de azi, nu pot participa în mod fizic la acest moment aniversar, vă rog însă să îmi îngăduiți ca în numele Universității Emanuel din Oradea să vă adresez un mesaj de apreciere și felicitări. Împreună cu toți cei ce iubesc pe Domnul dintr-o inimă curată, mulțumim lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt pentru cei 100 de ani de educație teologică baptistă în România. În decursul celor 100 de ani, Seminarul Teologic Baptist, în prezent Institutul Teologic Baptist din București, a trecut prin perioade de prigoană și încercări, dar cu ajutorul și protecția lui Dumnezeu a fost locul în care s-au format mulți lucrători dedicați lucrării Evangheliei. În ciuda tuturor încercărilor, ITBB București și-a continuat activitatea și a fost un loc în care tinerii au auzit chemarea Domnului la slujire pastorală, au beneficiat de harul de a fi pregătiți din punct de vedere teologic pentru lucrare. Privind spre viitor, ne rugăm ca Dumnezeul Suveran să binecuvinteze în continuare Institutul Teologic Baptist din București cu profesori și studenți care să ducă mai departe lucrarea de pregătire a noilor generații de slujitori. Cu aleasă prețuire în Hristos Domnul, rector, profesor universitar, dr. Paul Negruț.